ziua, bine ați venit la ședința ordinară din această lună. O zi minunată, o zi pe care îl sărbătorim pe Sfântul Proroc Ilie. Cei care poartă numele de Ilie sau derivate din acest nume, la mulți ani. Avem aici un Iliuț. Da, îi lasă mâna. Da, sper să fie o ședință punctuală și cu folos pentru comunitate. Doamna secretară, doamna domnul președinte. Bună ziua, domnilor consilieri, bună ziua tuturor. Bine, ne-am reîntâlnit la o nouă ședință a Consiliului Local. Constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea acestei ședințe și declarăm ședința deschisă. Am rugămintea domnului președinte, din partea domnului Budacu, dacă putem să intrăm în direct online cu dumnealui, pentru că... am procedat cu toți ceilalți colegi. Da, nu poate fi prezent. Da? Are cineva WhatsApp să-l sune cu domnul Budacu? Justin. Îl sun eu? Sunați-l, dar nu se vedeam să... Și așa e lângă dumneavoastră, acolo, să aude doar noi ceva ilegal. Ia să încercăm. Nu că e ilegal. Ia să vedem. Da. Așa e. Alo, bună ziua! Puteți rămâne că domnul președinte v-a aprobat participarea online. Da, da. Da? Bine, mulțumesc. Bun, acestea fiind spuse, să trecem, să declarăm deschisă ședința și să începem lucrările acestei ședințe. Ați avut la materialele comisiilor și procesul verbal al ședinței precedente. Dacă sunt discuții pe acest proces verbal, vă rog. Dacă nu sunt discuții, îl supun la vot. Cine este pentru? Da. Împotrivă? Abține? Domnul Butacu, cum votați? Pentru. Mulțumesc frumos. Deci o să mă întâlnesc imediat. Înainte de a vă da dumneavoastră, domnule președinte, dreptul de a începe ședința, aș vrea să fac o mică paranteză și să aduc la cunoștință consilierilor locali faptul că am avut o corespondență prin mesaje cu domnul consilier Iftinie pe o oarecare temă, nu are importanță. Din partea dumneavoastră am primit mai multe amenințări și presiuni și am două întrebări la cele scrise de dumneavoastră prin mesaje. Cine se va lupta pentru mine și ce am oferit eu și ce voi primi? Vreau să-i mai transmit domnului Lifine că buna intenție nu este una și aceeași cu respectarea legii și consider că dumneavoastră are un comportament neprofesionist. Îi recomand ca în acest mandat al Consiliului Local să avem o bună colaborare și mai ales profesionistă. Mulțumesc. Domnule președinte, dacă îmi permite să întreb la replică, parțial confirm discuția voastră cu doamna, dar dacă dumneaei ar fi puțin mai detașată, că discuția nu avea loc în cadrul unei ședințe, nu era o discuție oficială, era o discuție între doi oameni, în care îi spuneam, și aici poate confirma sau infirma, că în viață, eu cred cu tărie, și am spus-o vorbesc tuturor celor care mă cunosc, că cred foarte tare în vorba aia populară care spune că în viață cu ce mână dai cu aia ei. Unde ați găsit dumneavoastră o amenințare, o urmă de amenințare? Deci, n-am terminat. Domnul Iftime, vă rog. Asta nu este o problemă plină care să... Păi da, dar doamna a pus-o aici în Consiliul Local. Trebuia să o opriți pe doamna secretară. Trebuie să dăm curs ședinții. Și asta este o abordare profesională. Respectați legea. din câte știu, și prefectul v-a întors câteva hotărâri de Consiliul Local pe care le-ați girat și nu a trebuit să alegă necunoscând-o. Și mesajele sunt... Păi vă rog să le faceți publice. Vă rog frumos. Nu am de ce să le fac publice. Păi atunci, dacă nu ați vrut să faceți publice niște mesaje, la ce veni să le plictisiți cu niște probleme personale? Deci dumneavoastră ne-ați cere scuze și am mai ok. Dar nu am de ce să vă cer scuze, pentru că dumneavoastră dați dovadă de rele intenții în orice colaborare neprofesionistă pe care o abordați. Discutăm, putem să dăm voce să lăsăm la diversia ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Pogoș și Județul Bacău pentru data de 20.07.22, ora 14, locația sala ședinței a Primăriei Comunei Pogoș. Proiectul ordinii de zi privind convocarea Consiliului Local Bugoci în ședința ordinară pentru 20.07.22, ora 14. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Inițiator, primarul Ștoc Cristian. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de colaborare al AJVPS Bacău, gestionarul fondului energetic numărul 29, Odobești și Consiliul Local al Comunei Pogoș din județul Bacău. Inițiator, domnul primar Ștoc Cristian. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de sprijin financiar unităților de cult din comuna Buhoci. Inițiator, domnul primar Ștoc Cristian, și punctul 4. Diverse. Cine, dacă putem să supunem la vot, cine este pentru... Trebuie să mă scriu la diverse cu un subiect, vă rog. Dacă mai sunt proiecte de... Sau dacă mai sunt ceva completări la... ordine. Da. Domnule președinte, mai avem de introdus pe ordinea de zi încă două proiecte de hotărâre, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse relate în municipiul Bacău și zona metropolitană, și proiect de hotărâre privind aprobarea începerii investiției stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Buhoci, județul Bacău. Da, cine este pentru? Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Abținere? Împotrivă? Domnul Butacu, cum votați? Mulțumesc. Să spunem la vot ordinea de zi completă și suplimentară. Cine este pentru? Da. Domnul Butacu? Pentru ordinea de zi completă. Mulțumim. Trecem la punctul 1. Da. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Da, am făcut un aranjament în buget, în sensul că a venit o sumă de la AJPIS referitor la suplimentul pentru lemne. Nu a apărut încă suma întreagă, dar având în vedere că e o sumă consistentă, o introducem pe rectificare și încercăm să punem în plată pe cetățeanul așteaptă, după care diferența o să apară, am vorbit chiar înainte de a intra în ședință cu specialistul de acolo, să fac verificările și o să primim și diferența, o să trebuiască să mai facem o rectificare. Și... ar mai fi niște corelări așa de sume luate de la capitole care nu pot fi cheltuiți banii. Sunt în zona de valorificare, în sensul că ducem la investiția la ULUC niște bănuți, deja trebuie să facem proceduri de avizare și celelalte proceduri pentru a putea trece la lucrare. Da, altceva. Discuții pe marginea acestui subiect? Sunteți ghiuniți sau ați ridicat mâna? Da, asta cum considerați masă. Nu, că văd că sunteți cei din conștientare. Spuneți, domnul Nicolae. Domnul primar, din rectificarea pe care propuneți noastră aici, avem o sumă de 100.000 de RON de la eficientizare sediu, care bănuiesc era prinsă în buget. Nu știu ce însemna eficientizare sediu. Explicați dumneavoastră, domnul Stăpân, ce sunt eficientizare. Și o duceți. Da. Și o duceți. Bunuri și servicii. Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Da. Da, sunt necesare așa. În sensul, adică care-i ordonatorul de credit a verificat bugetul și a dus sumele pentru câteva și plăci. Ordonatorul de credit nu cunoaște proiectul pentru că i-a cerut administratorului public să explice. Deci nu explicați dumneavoastră. Dacă ordonatorul de credit ce știe. E o întrebare pertinentă. Ați avut documentele pentru a le studia, le-ați studiat. Vă rog frumos, treceți la vot. Nu mai dați explicații lui domnul de la grădiniță, că nu are rost. Domnule primar, dacă nu cunoașteți nimic, nu mai fiți ordonator de credit. Îl punem primar pe aceeași administrată. Ați cerut dumneavoastră cuvântul și o intervenit. Dacă dumneavoastră nu sunteți în stare și aveți avocatul poporului, vă rog frumos, v-am descurcat. Atunci, dacă ați făcut întrebarea, vă rog frumos, așteptați răspunsul fără alte comentarii și fără preludiu la discuția mea. Așteptăm răspunsul. În cadrul trimestrului 3 putem face mutări între capitole prin hotărâri de Consiliul Local. De acord, am luat banii la eficientizare sediu, în sensul că aici trebuie să facem un studiu de eficientizare, să vedem cine trebuie ca pe timp de ană, să putem mări gradele de căldură cu câteva grade. Sunt zone de încălzirea asta care trece. Acum am pornit cu studiul de eficientizare, studiul energetic. Și în baza lui facem asta. Momentan nu aveam nevoie de banii respectivi în trimestrul 3, urmând cam 4. Dacă avem toate detalii, venim către dumneavoastră și atunci îi reîntoarcem înapoi de pe alte cheltuieli și îi folosim în locul respectiv. Momentan s-au luat de acolo și s-au luat. Ați explicat ce înseamnă studiul. Da, asta voiam să vă spun. Nu să vă le alte explicații. Ați întrebat ce înseamnă studiu. N-am întrebat ce întreabă spune, dumneavoastră la oponență... Nu dumneavoastră, domnul, că dumneavoastră intrați așa ca musca în lapte, când vă oponență. Știu că vă deranjează, dar promit să o mai facă. Asta este dumneavoastră. Mai aveți 2 ani de mandat, dacă terminați, vă deranjează din comentarii. Supunem la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Dacă e terminat. Împotriva? Se abține cineva? Deci ați votat... Nu m-am mulțumit explicația, domnul. Ați votat și pentru? Eu am votat pentru. Da. Și dumneavoastră? Împotrivă. Împotrivă? Abțin. Aveți grijă mare, domnul Nicolae, că s-ar putea, dacă nu votați cum e șeful, aveți grijă că să vorbați și faci și domnului... Astea fac parte din ședința de cele? Nu, dar eu discut cu domnul Nicolae. Eu nu vă fac pe dumneavoastră seama. Domnule decan de vârstă. Eu discut cu domnul Nicolae. Vă rog, domnul Mocan, discutați cu domnul Nicolae după ședință. Bine, mai frumos. Mai sănătos? Nu, e mai frumos. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de colaborare între AGTBC, Bator Gestionarea Fondului 2029, Odopești și Consiliul Local al Domnului București de Județul Bator. Dau cuvântul, domnul. Da, știți foarte bine, AGTBC-ul se ocupă cu fondul de vânătoare pe mai multe boateuri și sunt niște proceduri în care dumneavoastră conform legii, vin să-i scădească o taxă aici la primărie. Mai grav, sigur, o să ajungem în zona de distrugere de către animale sălbatice, porci mistreți, la culturile cetățenilor. Acolo nu că nu ține de AJPP, se ține, dar trebuie făcute demersurile către Suceava, centrul lor de, nu știu ce, împreună se fac... Regional. Da, se fac analize, se constată și se trece la despăgubire, da? nu e una așa că ești. Noi dacă noi aici trebuie să ne dăm jur dacă suntem de acord să mai colaborăm cu ei. Care practică un lucrat. Da. Bun, dacă eu vreau să răspund, este încheiat un contract de acord între UATS și AJPPS? Asta încheiat. Nu există un contract încheiat. Până acum a fost, da. A fost, da. Pe vechea lege, probabil. S-a încasat și partea de la ei. Prevede nici. Deci, dacă nu mai sunt alte întrebări, supunem la vot punctul 2. Cine este pentru? Da, toți. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de sprijin financiar unităților de cult din Comuna Doboace. Închideți telefonul, domnul Dan. Sunt la 3 la 3. A trebuit tribunalul. Hai târziu, discutăm. Da, după cum știți, la întocmirea bugetului s-a alocat o sumă pentru curte. Acum, în baza solicitărilor de către reprezentanții curților și județe, Biserica Ortodoxă Buoci, Biserica Catolică Dușilir, Biserica Ortodoxă Birghir și Biserica Ortodoxă Cotem. Fiecare a venit o documentație depusă la solicitare, vor fel de lucrări la biserici. Noi avem disponibil la ora actuală, vine pe trimestre, în buget în jur de 750 milioane. Am spus cumva să alocăm în prima fază, pe priorități, fiecare biserici câte o sumă să poată începe cumva ceea ce și-a propus și la următoarea rectificare se anunță o rectificare. O să completăm suma și o să dăm curs pe priorități și diferența de bani. Dacă cineva... Tot eu o să mai fac țapul. Iar revin la cum a fost votarea Consiliului Local, cum eram de acord majoritatea dintre noi, să dăm sume egale, dacă acum avem cu cerere mai mari că depășesc. Da, sumele depășesc. Acum sunt egale. Deci cealaltă când o să vină, se verifică cererile și atunci alocăm diferență tot cu aprobarea Consiliului Local. Deci, tu nu o să vezi ceva pe mâine la cap, și mai dăm să dăm. Acum asta este care cum să o stabiliți. Și diferența la următoarea rectificare, ducem bănuții și anul ăsta sperăm să... Da, în funcție de ce costă. Da, mulțumesc, domnul președinte. Domnul primar, o singură mențiune, eu știu, adică din ce mi-aduc eu aminte, bugetul pe 2022 pentru curte era de 100.000 de RON. În condițiile în care noi am alocat la ședințele anterioare 40.000 de RON. Acum alocăm... Nu, am alocat 20.000 la Biserica Catolică din Buhoș. Pentru... 40.000? 40.000 era pe acelea. Nu, am discutat 40 pentru Biserica Ortodoxă. Și am așteptat justificări. A venit cu justificări, dar o să-i dăm etapizat. Ceea ce am spus, dăm fiecare să înceapă treaba și spre final ducem rectificări și alocăm diferența de sumă. Da? Sumele cerute vor fi plătite până la terminarea lucrării. Nu, dar au fost bine, au fost cu acceptul nostru ca să înțeleagă că nu... Da, nu există... Cu acceptul tuturor a fost. Fără nicio diferență. Revenea asupra noastră, zicea că nu vreau mult. Stimați colegi, sunt convins că va mai fi o rectificare, dar să ținem cont de acea rectificare, ca într-adevăr banii să ajungă și la parohia de la Buhoci, pentru că există o criză acută de bani. Știți foarte bine, cei care suntem din Buhoci și suntem credincioși ortodoxi, știm foarte bine că lucrările au început, parte din ele sunt finalizate, dar mai există și acea marmură care stă pe marginea gardului, pentru că nu există meseriaș. Nu există meseriaș, există o singură firmă și aia are lucrări, nu știu pe unde, și nu reușește Părintele ca să termine acea lucrare. Dar să ținem cont, s-au alocat bani, s-au alocat bani, dă ajutor din partea primăriei pentru biserică, este normal, dar nu poate consiliul local să dea și meseriaș. O să găsească părinte. Vă mulțumesc, domnul președinte. Da. Supunem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Domnul Butacă, cum votați? Mulțumim. Domnul Mocanu. Da, mulțumesc, domnul Ieftimie, sunteți foarte vizibil, ca niciodată, așa. Eu sunt chipul de sânge, nu că atunci trebuie ținut mâna ca doamna Udrea, că nu chiar trebuie ținut pe mânuța așa cu degețelul, da. Da, asta mai târziu o putem face, domnul. Trecem la punctele suplimentate pe ordinea de zi. Proiect privind aprobarea începerii investiții stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Gorj, județul Bacău. Domnul Toica, vă rog frumos să explicați. Avem aici proiectul în întregime, avem toate avizele obținute. Consultantul ne așteaptă cu hotărârea de Consiliul Local pentru ca mâine, cel târziu pe mâine când este semnat, se poate ridica pe platforma APN în vederea celor 5 stații, ceea ce am vorbit la început. Valorile sunt, valoarea totală a investiției este de 1.158.677,13 cu tot cu TVA. Aici sunt, că dă valoarea ajutorului financiar nerambursabil, valoarea cheltuielă neeligibile din partea noastră 208.680,75 lei. În el sunt toate detalii, privind oportunitatea scăderii emisiilor prin folosirea mașini electrice. Da. Eu aș avea o întrebare. Dacă la nivel de comună este făcută vreo achiziție, sunt mașini electrice. Vreo 5 mașini. Urmează. Da. Dar încărcarea cât timp o să fie gratuit? După aia, la un moment dat, procedează ca în Germania. Gratuit, gratuit, după aia paca. Deci eu mă e pe AFM. Hai să nu mai vorbim mediul, nu știu. Noi îl depunem, să dea Dumnezeu să primim finanțare și să-l ducem la bun sfârșit. Spuneți, doamne. Da. Deci, eu zic că nici nu prea avem cum să facem comentarii vis-a-vis de acest proiect. De hotărâri decât comentarii pro. Pentru că dacă vrem să fim un popor sănătos, păi trebuie să ne îndreptăm spre alte surse alternative de energie. Ori știm cu toții că mașinile astea cu curent electric nu mai produc noxe, nu mai produc tot felul de substanțe toxice care sunt atât de dăunătoare atât pentru om cât și pentru natură. Deci de aia plus de asta, acum are importanță. Dacă sunt 5 mașini în comuna București, sau dacă sunt 6, sau dacă sunt 7. Pentru că pe viitor, oricine, dacă vin din dealul mare, nu înseamnă că nu are voie, că nu are buletin de voie să alimenteze la stația de ei. Deci trebuie să privim toată acțiunea asta ca o acțiune globală, la întreg mapamon, național, dacă vreți, pentru România. Momentan e bine că sunt gratuite, când o să înceapă taxarea. Deci, Ionuț, trebuie să ne aliniem, la ce va prevede legea la un moment dat. Nu știm acum. Noi discutăm acum în Consiliu doar de oportunitatea de aprobare. Ce se va întâmpla peste 10 ani, habar n-am. Cam asta e. Da. Pentru a nu se mai face nicio remarcă dubioasă așa la adresa noastră, v-aș vrea să subliniez oportunitatea acestui proiect. Noi, consilierii bisericii USR, în general, suntem de acord cu evoluția prin digitalizare, prin revoluționarea modului în care se face administrații publice și așa mai departe. Nu vom putea fi niciodată și nu vom fi împotriva unui astfel de proiect. Un singur lucru aș dori să-l întreb pe domnul administrator public, având ca bază știrea că s-au mai modificat de la locațiile propuse anterior, din diverse motive de ordin tehnic, s-au mai modificat locațiile. Dacă ne puteți spune acum care sunt actualele locații și satele. În satul Coten este la marginea proprietății lui Nuț Constantin, în fața la Olguța, în loc de stâlp, am mutat-o 10 metri mai încolo. În satul Buhoci avem la, la stradă, la Floreșteanu, dar nu putem pune lângă stâlp. Trebuie să punem pe partea opusă, o să fie un stâlp intermediar, numai că traversăm. O să fie unii... Da, transformator. După aceea o să fie unul la Catolici, lângă Biserica Catolică, acolo îi parchează mașinile. În satul Mijghir avem lângă transformatorul din fața cimitirului, un ispaur, deci este platforma respectivă, iar în satul Mijghir, lângă transformatorul de lângă Cobzarul. Unii Romică Brașoveanu, unii... Este asigurat de toate părți. Două pe Mijghir, două pe Buhoci, una Coten Buhocel, Dăspinești vine foarte aproape la Catolici. Da. Cât de cât am căutat să fie împărțit. Doamne ajută să le vedem și funcționale. Da. S-au părțit la nemulțumire, spune-o în altă. N-am dat să fie și spune să a fost. Păi, cum s-a fost? Nu, nu, nu. Am zis că sunt de acord. Cine este unul? Da. Domnul Butacu, cum votați? Mulțumim frumos! Mă gândeam cu guvernul cine cu treaba că să reducem din consumul de grase. 2 suplimentari, da? Vă scăzut apa și o să fie și la curent. Eu de o hotărâre 2 suplimentari și vă dau citire adresa primită de la Asociația de Dezvoltare Comunitare Zona Metropolitană Bacău către UAT membri în Zona Metropolitană Bacău. Stimate domnule primar, în urma deciziei nr. 56 din 18-10-2021 a Consiliului Director, prin care s-a aprobat efectuarea procedurilor necesare pentru elaborarea studiului de oportunitate și de fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană, a regulamentului serviciului, a documentației de atribuire, și la elaborarea unui studiu de trafic pentru tren urban, a fost elaborat studiul de oportunitate în vederea stabilirii modalității de gestiune a transportului public local de călători prin curse regulate în municipiul Bacău și zona metropolitană. Zona metropolitană Bacău este a doua zonă metropolitană ca mărime în regiunea nord-est și acest studiu de oportunitate vine în întâmpinarea cerințelor legale în domeniul și totodată ca scop secundar contribuie la accesul la finanțări prin programul PNRR. Și alt proiect prin PNRR. Având în vedere hotărârile consiliilor locale privind aprobarea participării la elaborarea acestui studiu, transmitem UAT-urilor interesate în a fi parteneri la dezvoltarea sistemului de transport public rugămintea de a supune Consiliului Local un proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului privind modalitatea de delegare a gestiunii pe care îl transmitem anexat prezentei adrese. Acest lucru fiind un pas obligatoriu în continuarea proiectului inițiat împreună. Convins fiind că veți rămâne alături de demersul nostru de a putea oferi cetățenilor un sistem de transport public modern și eficient, vă stăm la dispoziție cu orice informație necesară. Vă mulțumim pentru colaborare. Semnează președinte Arzim Bacău. Cine e președintele? Dacă cineva zice, mă dispus referitor la acest proiect metropolitan în Bacău. Nimic, nu vreau nimic? Nimic, nu mă, vreau să ne spună domnul primar cine este președintele, nu știm. Spuneți la președinte. Așa nu se vrea președinte, se vrea directorul general. Eu zic că este de bună gură această inițiativă. Pentru că este odată de interesul al cetățenilor din Comuna Buhoci. Dacă într-adevăr se materializează și vor fi cursi regulate, având în vedere distanța dintre orașul Bacău și Buhoci. Așa au procedat cu Olt. La Olt așa s-au procedat și le Da, dar Moșu a mai avut chiar din mult mai înainte. Da. Noi când mergeam în Plăcenii, mergeam în Mărășață la Veta, mergeam cu Mărășață de la Vod. Așa o fost. Alergam din Vod, alergam din Vod când vedeam. Și nu mai păcărea faptelor. Păi, m-ați direcționat în alte direcții. Așa, deci prima acțiune, chiar surprinzător, este prima acțiune în care zona metropolitană face cu adevărat pași în zona interesului comunelor din zona metropolitană. Prin legale, punct important, sunt și mașinile electrice. Corect. Având avantajul că în cazul în care e ceva, pot fi alimentate la voi. Corect. Corect. Care ne mulțumim, domnule? Mulțumesc, domnul președinte. O singură mențiune pe acest proiect. Aș recomanda și chiar aș veni cu o rugăminte din partea tuturor colegilor consilieri să-și îndrume rudele, cunoștințele pentru a completa acel chestionar de mobilitate, da? Pentru că, în funcție de chestionarul de mobilitate, vom avea mai devreme sau mai târziu trasee fix metropolitane. Da? O singură remarcă, o să încerc să cât mai scurt, să nu mai plictisesc pe nimeni. Salutăm inițierea acestui proiect comunitar. Nu neapărat, n-am spus, dar dacă îl considerați serios, mă bucur. Vreau doar să subliniez faptul că dacă luăm în considerație prețurile la benzină, motorină și așa mai departe, nu era moment mai bun să vină un astfel de proiect pentru comunitatea bucoceană și nu. Da, suborina bucoceană. Cine se vede? Trenul. Nu, eu n-am înțeles, mai aveam întrebat. Până la 8 să fie autobuz sau tren? Și. Deci, în funcție... Sau parte. Sau parte. O să fie un mijloc. Noi asta votăm acum. Un mijloc de transport care să fie și regulat. Da, haideți să arăt, vă rog, să vă rog. Da, deci, hai să vă rog. Deci, pentru, da? Domnul Butracu, cum votați? Există un link pe site-ul primii. S-au făcut pancări. Trecem la punctul 4, la diverse. Dacă în afară de domnul Eftimie, mai vrea cineva să mai completez, mai spun ceva. Da, eu. Da, și eu. Haideți să o luăm așa, de într-un capăt. E la primul care eu o scriu. Da, primul. Mulțumesc, domnule președinte. O remarcă, mă bucură pentru prima dată. Mulțumesc, domnule președinte. Și o să nu mai spui de aici. O să mai spui. Încă mulți ani. Am început cu o glumă, cu o glumiță, bănesc că a gustat cu toții, trecem la cele serioase și anume vreau să vă readuc aminte de un demers făcut în mod direct către domnul viceprimar, cu doar rugămintea să-l anunțe pe domnul primar, care este președintele SVSU și cel care a și construit SVSU, cu referire la faptul că, din nou, din păcate, oamenii din Comuna Buhoci au rămas foarte mulți dintre dumnealor fără apă în fântâni. Au trecut de atunci vreo 3-4 săptămâni și acum, înaintea ședinței, domnul viceprimar mi-a motivat cu faptul că nu a făcut nimeni nicio cerere și că oamenii sunt mulțumiți, au apă, au de toate și că se așteptau dumnealor să facem noi o sesizare. Eu credeam că serviciul de voluntariat pentru situații de urgență, conștientizând prin faptul că domnul viceprimar merge, eu așa bănuiesc, că merge prin satele comune, nu stă doar la umbra aici în primărie ca alți edili, ar vedea și ar conștientiza necesitatea montării din nou acelor buburi în statele Comunei Buhoci. Se pare că am avut o încredere oarbă, nu o să o mai am, o să facem, domnule vice, dacă dumneavoastră nu doriți acest lucru, o să facem noi o sesizare către ISU, prin care să le cerem să vină, să intervină, dacă Comuna Buhoci și primăria nu are edil care să-și facă treaba, o să facem noi treaba așa dumneavoastră, că na, ne o asumăm dacă nu se poate altfel. Așadar, vă rog, domnule primar, cât de urgent posibil, faceți demersurile necesare, în limitele legii, cum spuneți dumneavoastră, și duceți apă oamenilor, că suferă și dumnealor, și animalele, și plantele, și toți veselii. Înainte de a trece, nu știu care e dreptul la replică, dar vreau un pic să clarific situația. După cum mare parte dintre noastre știți, pentru a duce apă populației în zonele afectate, ne trebuie niște cereri scrise, fundamentate. Acele cereri vor fi analizate de o comisie, în sensul că se va deplasa la fața locului, va verifica dacă cele spuse în sesizare se adeverește. La rândul nostru, transmitem mai departe, facem pași, deci sunt pași. Nu mergem numai pe vorbe. Vreau să vă spun că la inițiativa trecută, când s-au dus cuburi și s-au alimentat zonele vulnerabile, s-a întâlnit Comisia Comitetului Județean, a trimis la OAT Voci persoane responsabile de la pe Române, de la Mediu, de la Consiliul Județean, de la Prefectură. S-au deplasat în teren, au verificat zonele și spre surprinderea dumnealor, în unele locuri s-a găsit apă în fântână. Am avut discuții corecte și legale la timpul ăla. Domnule, faceți demersuri numai dacă se justifică. Eu nu zic că nu se justifică, dar să avem documente cum cere legea în spate. Adică solicitarea cetățeanului, merge comisia, constată, facem pașii următori și ducem tuburile, că le ținem aici, în spatele primăriei. Da. Domnule președinte, ca să fie discuția că era... Completez ceva. Deci, noi avem cumpărate 6 tuburi pe care le punem noi la dispoziție. Cuburi, nu tuburi. Cuburi. Apa o aduce Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în baza unui ordin al președintului Comitetului Județean. Deci, acele demersuri de care spunea domnul primar, duce etapizat la emiterea ordinului de transportare a unei cantități de apă la Comuna Buhoi. În afară motivat, că și acolo este o procedură. Comisia când zice la fața locului, face un inventar în zonă. Câte persoane locuiesc la gospodăria X, câte animale, și în funcție de normativul dumnealor, nu după cum spune, că mă văd, așa și eu aș face o solicitare, așa de nevoie, nu știu, dar pui să mă primarul ce să fac. Da? Deci sunt pași. Nu că nu vrea vicele primar, că nu vrea domnul de la situație de urgență, că nu vrea primar. Nu mergem după Radio Șanț, da? Frumos, cu urtiuță, și vreau să vă completez, că ați făcut o acuză că nu avem. Avem o cerere la momentul actual. Comisia s-a deplasat astăzi în teren, împreună cu domnul viceprimar. Asta a comunicat domnul viceprimar, că nu există nicio solicitare. Ei, s-a făcut între timp. Nu. Avem o solicitare în zona Gospinești, s-au dus în comisie, au verificat. Urmează să facem ceilalți pași. Și ținând cont de cele analizate de comisie, dacă apar solicitări, cu mare drag, că dacă vine mașina de la Bacău, vine cu 7 tone, îmi trebuie 7 cuburi, eu trebuie să le acopăr pe alea, că nu vine, îmi las un cub, 2 cuburi, cât e necesar la familia respectivă și pleacă. Dar să vedem cum gestionează și cei de la Bacău, că situația e foarte critică la nivel național, ca să nu spun la nivel mondial. Deci nu e așa simplu, dar hai să mergem frumos, justificat, să nu ne mai facem de râs. Vine comisia și... Domnule președinte, mulțumesc frumos. O singură remarcă. Ultimul cuvânt e profesor Comic. Am menționat și discursul avut de mine anterior că v-aș ruga și mă aștept de la dumneavoastră să acționați conform legislației în vigoare. Ceea ce îmi spuneți dumneavoastră este doar să repetați că veți face asta. Nu la asta m-am referit eu. M-am referit la faptul că aveți atribuții, folosiți-le. Mergeți prin sate, domnul viceprimar, oricine din comisie, din serviciul de voluntariat, merge și verifică pentru a putea informa corect acele comisii de la Insul Bacău, care vor veni să confirme cele afirmate de dumneavoastră prin control, prin verificare. Dumneavoastră nu e din primărie. Așteptăm solicitarea. Am spus că avem o solicitare la momentul actual și avem pașii. Nu facem ce vrea inftimie. Respectăm. Vedeți că nu vă respectați cum vă respect. Dacă eu vorbeam de te vorbiți pe mine. Dumneavoastră vedeți lucrurile în felul dumneavoastră. Noi le vedem din punct de vedere legal. Așa le vedem dumneavoastră. Ieșiți puțin din primărie la treabă, domnule primar. Domnul inftimie. Nu mai stați doar aici. Eu știu că e cald. Faceți-vă treaba, că luați o grămadă de bani. Vorbim de apă. Păi de apă vorbim, să iasă pe stradă, să dea oameni să vorbească ca și consilier ce ați făcut în afară de a anunța pe Facebook, haideți la primărie. Domnule primar, se pare că dacă n-aș fi făcut nimic, și dumneavoastră ați făcut, oamenii ar fi abordat pe dumneavoastră, nu pe mine.